Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de PUBG, doar că de data asta e PUBG în FPP, pentru că la FPP este mai greu din punctul meu de vedere, deci... Sau... Depinde. Aseară am jucat, spre exemplu, două meciuri la FPP și am avut 4 kill-uri. Deci, mă scuzați, era să scot un cărnatul pe gât afară. Bun, deci nu cred că e atât de greu la FPP, dar să vedem. Că aseară am avut squad, eram la duo, da, acum sunt solo, deci e posibil să o iau. Elazar. Amă cu Elazar. Nici n-apucai să văd dacă mai era cineva pe acolo. Trebuia să m-o fi uitat. Dar nu strică niciodată puțin pericol, nu-i așa? Așa că mai bine șofu-ofu. Ia hai nu-i nițel mai în față. Oh, geez, mai sunt fraieri. N-am nicio treabă acum să mă duc la îngrămădeală. Problema e că n-am mai jucat la FPP la îngrămădeală. Deci da, chiar am o problemă acum să mă duc la îngrămădeală. Dacă eram la îngrămădeală pe TTP, n-aveam probleme să mă duc la îngrămădeală. Because me expert. N-ați înțeles nimic, știu, nici eu. Bun, ia să vedem ce avem. Oh, damn, shotgun. Cel mai scârbos tip de shotgun, de altfel. Yes, already do that, please. Oh, jeez. Hai mă, ia-le pe toate ce tot aștepți. Prusitul de... Aha. Ah, hai că e aproape, bine. Mamă, mă panicasem. M-ar fi mirat după ce că am nimerit într-o zonă cu loot de rahat să mai fie zona și la mama dracu. N-ar fi fost deloc o surpriză asta. Oh, jeez. Bun, avem aici un căscău, nimic în rest. Ia să vedem ce zace pe sus. Și mai multe gloanțe de shotgun. Bă, măcar de mi-ai dat măta, double barrel. Aș mai zice. Ok, avem un first aid. Nimic capacilea. Hai să vedem. Bă, dar îmi place de mine că sunt extrem de silențios. Nici nu iau toate geamurile pe care le văd în moacă. Ok, ghiozdan de 2, energy drink, al first aid. Oh, shotgun choke, nice. Așa, ia să vedem altceva pe aici. Yes, baby, me want this. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că mai bine luam în locul uziului. Dar am nevoie de toate armele automate de care pot să dau cu toate orice. Flash hider, nice. Come to daddy, bitch. Ia să vedem. Pe aici nu mai e nimic. Ok, m-am cărat, bossule, acum. Ia să vedem. Avem first aid, acolo nimic. Bă, da, motherfucker, stai așa că se schimbă treaba. Unde era 4X-ul, bă, băiatule? Ia să vedem. O, dar stai că eu acum am observat... Am făcut un mare căcat. Acum am observat că n-am setat pe FPP. Mi se părea mie ceva ciudat, dar nu știam ce. What fucking ever. E un alt match de PUBG, ce mai contează. Cred că următorul chiar o să-l joc FPP, da. Eu știu că am jucat unul FPP înainte să filmez pe ăsta și normal ar trebui să rămână opțiunea de FPP din moment ce ai setat-o. Adică eu așa știu. Acum nu știu. Whatever, ce mai contează? Ia să vedem vestă. Avem, d-ăștia avem, acolo nu-i nimica. Oh, geez, s-a mai pus și red zone-ul pe mine. Super tare, ce să mai... Wait. Mamă, cât de prost am tras să moară Bibi, m-am căcat pe mine. Bun, ia să vedem ce are fraierul ăsta, 9mm. Avea scar. Da, vreau scarul, de ce nu? Așa.
scoate 9 mm, flash hider 4x. Dar n-ai bă trei țar neamu și nu știu, scopuri ceva pana mea. Avea 2M16 ăsta. Ok, deci să înțeleg că băiatul n-are ce-mi trebuie. No problem, boss, eu mi-am făcut treaba și am eliminat unul din inamici. Ia să vedem, a luptat bă dobitocul ăsta pe aici. N-a luptat nici pe dracu să-l ia. Și nici n-avea cine știe ce l-a luptat. Opa. Aud pe cineva. Ia să punem noi quick draw-ul ăsta pe AK. A fugit fraierul. Pusii ce ești, ai fugit? De ce nu stai bă fraiere la bătaie, a? Because you fucking pussy de-aia. Ia uite ce și-o dau băieții pe acolo la moacă. Oh yes, oh yes, holographic vreau. O să iau holographic ăsta în caz de orice. Mă gândesc că poate îl mai pun și pe scar. Mai schimbăm cu 4X-ul ăla, nu știu, vedem. Hai că mai lutez casa asta și măcar fraților. Nimic. Am crezut că era o cască de 3 acolo. Deci să mor eu dacă nu am putut să jur că era o cască de 3. Ok, chestiune interesantă. Ia să vedem, deci zona e în direcția aia. O iau și-o frumos pe aici așa. Ferit ca băieții. Mă, unde sunteți mă să vă fac sită? Ia să o luăm noi frumos așa pe munte, că parcă văd acum că ratatatatatata din toate direcțiile și n-am chef de așa ceva. Oh, Jesus, cum merge, parcă e o momâie bată. Bată, doamne, bată, beată. Măcar, at least I have a holo. Bă, da, e gol, vere, deci nu e nici dracu, mă mir. Ia să scopuim noi până acolo. Nici acolo nu vă pă nici dracu. Dar oricând poate să vină unul să ratatatata. Ia uzi. De undeva la dreapta din spate. Ogi, stai că estem cineva acilea. Me no like the situation. Ok, nu văd nimica. Băgați-ai piciorul să-ți bagi. Ia stai să-l scoatem noi afară pe fraier. Hai mă, ieși afară. Ieși mă afară odată. Bă, nene, deci chestia aia n-are cum să fie spawn acolo. Deci dacă tu îmi spui mie că mașina aia e spawn, eu îmi bag piciorul. Mă gândeam că dacă arunc și o grenadă și încep să trag în mașina aia la plezneală, poate iese de frică sau ceva, se panichează, whatever. Apare n-am avut norocul ăsta. Dar sper nici să am norocul să-mi dea una acum în moacă. Că o să fac spume dacă se întâmplă treaba asta. Hai că măcar am intrat în zonă. Să mă bag frumușel acolo. Să mai lutesc eu ceva că nu prea am chestii. Ia să vedem. Deci am 3 medkit-uri, 8 kit-uri de fapt. 5 bandaje, 3 energie. Hai că merge. Pentru moment. Că nu sunt bazat sau ceva. Bă, și am zis și eu că joc la FPP și am uitat să mă uit la setare. Bă, gata-i piciorul să-ți bagi. Dar eu așa știam normal că dacă setez o anumită chestie, trebuie să rămână pe chestia aia, nu să se schimbe.
Da, acum Panamera. Ce mai contează? Ok, înainte de toate ia să ne uităm. Ok, nimic. Nici nu vă pe careva. Miguchi. Bă, ăla nici acum... Deci să vedeți că până la urmă există o mică posibilitate ca mașina aia să fi fost spawn și eu m-am panicat ca un dobitoc degeaba. Ia stai așa, o, a fost lootat. Ok. We live dangerous, ha? Sau, poate nu. Poate n-a avut timp să luteze tot. Zic și eu, deși nu prea cred. Adică îmi spui că a avut timp să intre aici sus să verifice și n-a mai lutat restul? Nu prea îmi vine să te cred, sincer. Sau poate că așa s-a întâmplat, deși nu prea îmi vine să cred. Mă rog, ia să vedem ce avem pe aici, că poate găsim chestioare. Da, chestioare. Într-adevăr am găsit chestioare, dar chestioare nefolositoare. O șapcă. Dorește cineva o șapcă în jocul ăsta? Nu, așa mă gândeam și eu. Ok, hai că se strânge zona, ia să vedem. Unde trebuie să te strângi, fei nebună? O, la mama dracu. Oh well, hacienda. Cred că aș fi făcut bine dacă luam mașina aia de acolo unde am văzut eu la benzinărie. Că nu prea am loot și sunt cam la mama dracu în afara zonei. Deci e clar că nu prea o să apuc să lutez mare rahat. Well, that's so fucking lame. Că poate am bulanul să găsesc ceva acolo, deși nu prea cred, că nu sunt chiar atât de departe de zonă și am timp să lutez. Numai să nu mă ratatatata careva. Minos is shit. Da, pe bune că era un garaj aici. Da, e gol. Băga mea și piciorul, e gol. Ar fi fost drăguț din partea lor măcar mașina să o lase. Bă, dar au lutat ăștia vere, nu glumă. Tot au luat. Bag piciorul. Of, de aveam și eu măcar un MP în pana mea că eram plin... Oh! Nevermind, am găsit ceva folositor într-un final, după lupte seculare. Din 11.000 de case lutate și nelutate. A, e dus aia. Bă, pe aici nu-i nimic. Ok, nu-i nimic în afară de vesta asta. De doi pe care n-am de ce să o folosesc pentru că am deja una, nu-i așa? Ok, ok, ok. Ce văd acolo? Cealaltă, mă. Ok, deci avem o mașină acolo, am înțeles. Dar nu mai avem decât 3... Oh! Yet! One another. Ok, ia să vedem unde aș putea să mă duc la San Martin. E deja cam plin, adică pana mea. Aș putea să mă duc rapid la Hacienda, deși nu cred să mai găsesc eu ceva pe acolo nelutat. Câte gloanțe am rămas? 167 pe acá și... 159 pe scar. Nu prea am cine știe ce gloanțe rămase, dar o să trebuiască să mă descurc cu astea. Măcar de-ar fi venit dobitocul ăla cu mai multă muniție și chestii, ăla pe care l-am omorât eu. Atunci ar fi fost ceva. Oh, geez, ce lag!
Glumești, nu-i așa? Câtă lagu, bă, băiatule, bă. Oh, hell no, hell no. You no shoot me, you no shoot me. Don't shoot me, bitch, don't shoot me. De unde a tras ăsta, mă? A tras destul de insistent și de undeva din spate. Dar nu știu exact de unde. Au, ia-o zil. Tu ești, mă, ăsta cu buggy? Bă, găuzaru, dracu. Te aud, cărnatule. E fix deasupra mea sau la stânga mea? Ai de capul meu cum a venit fix pe mine, bă! Bă, ce mă știa fraierul, du-te, bă, de aici. Ai ghicit tu că fix pe la ușa aia am venit? Dă-te în sărăcie de aici, îmi pare rău, dar... Pă... Slab, slab de tot. Mă așteptam la un meci mai bun de atât. Deci chiar slăbus de tot. Nu mă așteptam. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor, în care, sincer, sper să-mi aduc aminte să-l setez pe FPP. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao-les! Mua!